Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Matei 8:14. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o friguri. Apoi a s-a sculat și a început să-i slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe mulți bolnavi, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Amin. Mulțumesc, fraților, vă rog să ședeți. O nouă zi pe care ne-o dă Dumnezeu, de când ne-am trezit, fiecare a încercat, în baza experienței trecutului, să se apropie de Dumnezeu cât mai mult și cât mai bine. Am încercat să evităm greșelile făcute în urmă, să ne rugăm, să citim din Scripturi, să ne păzim sufletul păstrându-ne puritatea inimii la care am ajuns la vârsta aceasta. Suntem acum în casa Domnului și ne bucurăm pentru că în acest context, în această atmosferă, unde Dumnezeu este prezent într-o măsură specială în mijlocul sfinților, în biserica sa, inima noastră se bucură și primește hrană pentru omul dinăuntru. Am ascultat prima predică, urmează a doua, în fiecare joie noi avem două predici. Ele sunt organizate pe două teme biblice care se desfășoară în tot anul. Prima este un șir de predici biografice care privesc la două categorii de sfinți ai Bibliei, Vechiul Testament, Patriarhi, Noul Testament, Apostoli, încercând să identifice greșelile lor și măreția lui Dumnezeu arătată prin ei, pentru ca în felul acesta să avem modele, modele nu de la Hollywood, ci modele din Scripturi. Al doilea șir de predici care se desfășoară în anul acesta sunt minunile Domnului. Privind în cartea Domnului din Noul Testament și văzând prezentarea minunilor, vom înțelege că Dumnezeu atunci a făcut minuni cu oameni ca noi. Și asta ne va spune că poate să facă minuni și cu noi, și în casele noastre, și pentru noi și izbăvirea noastră. Asta ne va întări, ne va încuraja, pentru că atunci când Dumnezeu spune un lucru, el se întâmplă, lăudat să fie Domnul. În seara aceasta, frați și surori, suntem la cea de-a 14-a minune din anul acesta, nu pentru că au trecut doar 14 zile de joi până acum, ci pentru faptul că doar în 14 zile de joi nu am avut musafiri și am avut oportunitatea să spunem cuvântul din ciclul acesta de predici. Minunea aceasta se găsește și în Matei, text pe care noi l-am citit, și în Marcu, capitolul 1, și în Luca, capitolul 4. În Ioan, nu. Dintre cele patru evanghelii, trei se numesc sinoptice, asemănătoare. A patra este puțin diferită, dar nu din punct de vedere al faptului că se contrazice cu primele trei, ci din punct de vedere al faptului că prezintă alte aspecte și într-o altă manieră, întregind tabloul arătării lui Dumnezeu prin Hristos venit în lumea noastră prin întrupare. Revenind la textul pe care l-am citit, vindecarea soacrei lui Petru, dumneavoastră știți că multe glume se fac în folclorul și în cultura românească cu soacra. Am auzit din nefericire glume și cu soacra lui Petru, că oamenii n-au limită la glumele lor și tot timpul intensitatea glumelei unui om arată decența lui și echilibrul lui. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar vreau să vorbesc despre limitele pe care Biblia le prezintă. Familia lui Petru joacă un rol important în minunile Mântuitorului și în misiunea apostolilor. Înțelegem din Scripturi că Petru era din Betsaida, asta spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 44. În timp ce soția lui, cel mai probabil că era din Capernaum, în locul unde se desfășoară minunea. Petru s-a mutat în casa socrilor după căsătorie. Asta spune Biblia Marcu, capitolul 1, cu versetul 29. Și la ceva timp după ce el s-a mutat la socrii, a venit și fratele lui Andrei,
Și s-a mutat și el în casa socrilor fratelui lui, pentru că probabil zona aceea a Capernaumului, care era o zonă înfloritoare, nu oferea doar agricultură. Având marea, oferea și perspectiva pescuitului, care în vremea aceea oferea în primul rând o bucată de pâine, în sensul că prindeai pește, mâncai și trăiai, și peștele este și sănătos și bun, dar în același timp puteai să faci și ceva afaceri, prinzând mai mult îl vindeai. Era și agricultura pe malul mării și era și pescuitul pe mare. Erau oportunități de business, oportunități de afaceri și probabil că Andrei, fratele lui Petru, a profitat de faptul că fratele său s-a mutat la socri. Poate că socrii o fi avut o căsuță mai mare sau nu mai ei știe cum a fost pe vremea aceea, dar important e că erau acolo. Fratele lui Petru și Petru ajung în Capernaum prin căsătoria celui de-al doilea. După chemarea ucenicilor, casa socrilor lui Petru a devenit locul de poposire al Mântuitorului Iisus Hristos când era în zona Capernaumului. Acum trebuie să ținem cont și de faptul că misiunea Domnului Iisus, așa cum este Israelul, Sud-Nord, Marea Galilei, Iordanul, Libia, Fenicia, Siria, Egiptul, Etiopia, Pustia Arabiei, Medo-Persia. Ei, aici, în partea de nord, era lacul Genezaret sau Marea Galilei. E aceeași apă, dar numită în două feluri, uneori chiar în mai multe feluri. În partea de jos era Marea Moartă, Iordanul fiind între ele. Ierusalimul era în partea de jos, în Iudeea. Dar Domnul n-a putut să facă multe minuni aici. Aici erau templu, aici erau farisei, aici erau preoții, aici erau prejudecăți. Domnul n-a fost primit bine aici, dar a stat mult în partea de nord, Decapole, cele 10 cetăți, Galileea, Capernaum. Aici a lucrat foarte mult. Aici era casa socrilor lui Petru. El, ori de câte ori era în zonă, mergea în casa socrilor lui Petru, pentru că Petru era unul dintre ucenici, dintre cei 12, probabil cel mai proeminent dintre ei. Așa că Domnul Iisus, când mergea în Betania, știți bine la cine trăgea? Lazar, Marta și Maria. Când mergea în Capernaum, trăgea la socrii lui Petru și Andrei, fratele lui Petru. Nu doar că casa socrilor lui Petru a devenit un loc de găzduire pentru Domnul, pentru ucenici, imaginați-vă ce aglomerație era acolo, o persoană celebră ca și Domnul Iisus atrăgea o mulțime de oameni. Veneau oameni de tot felul, cu tot felul de cereri. Omul când ajunge în criză nu mai are limite, are o îndrăzneală fără limite, pentru că durerea pentru el sau durerea pentru cel drag, copilul, tovarășul de viață, îl împinge să bată insistent. Durerea te face să treci dincolo de politețuri. Nu doar atât. Dar Domnul ne spune în Scripturi, prin Apostolul Pavel, care scrie în epistola sa prima către Corinteni, că soția lui Petru a făcut parte din misiunea pe care o fac apostolii în Corint. E un verset uneori controversat pe care vi-l citesc acum, 1 Corinteni 9:5, ascultați-l. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli, virgulă, și frații Domnului, virgulă, și Chifa. Care era sora pe care Petru a adus-o cu el ca și nevastă? Mulți cititori ai Bibliei au avut dificultăți să înțeleagă acest verset, suspectând apostolii de faptul că fiecare și-au dus cu ei câte o femeie. E o interpretare nu ciudată, murdară. Apostolii n-au dus femei cu ei. Însă, dacă vă mai aduceți aminte, într-una dintre duminicile trecute a fost la noi un frate care ne-a vorbit despre un subiect biblic folosind o expresie puțin mai pretențioasă și o metodă puțin mai științifică. A vorbit despre corolar. Corolarul este o concluzie care se deduce cu ușurință dintr-o teoremă demonstrată.
Adică dacă asta e așa, sigur deducem că asta este așa sau altfel. Ascultați-mă, dacă noi deducem că 1 plus 1 fac 2, atunci putem să avem corolarul că 2 plus 2 fac 4. Doar atâta e suficient să demonstrăm că 1 plus 1 fac 2. Dacă am demonstrat asta, metoda asta funcționează apoi fără să mai demonstrăm. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. Pentru că avem ceva stabilit. 1 plus 1, 2. Am stabilit că este real. E de la acest adevăr, folosim metoda. 2 plus 2, 4, 4, ta, 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 ta. Ei, haide acum să folosim metoda aceasta, care se folosește în știință, în filozofie și peste tot în viața noastră. Socrate a folosit metoda asta și spune așa. El, dând un nume de bărbat, el e bărbat, punct. Toți bărbații sunt frumoși. Ei, care e corolarul, care e deducția? Dacă el e bărbat și toți bărbații sunt frumoși, înseamnă că el e unul dintre toți bărbații și dacă toți bărbații sunt frumoși, el e unul dintre bărbații frumoși. Nu vreau să filozofez, nici să îngreuiesc, să îmi popoțonez explicația, vreau doar totuși să gândim și să revin acum spunându-vă următorul lucru. Folosim metoda aceasta a corolarului pe textul pe care l-am citit din 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 5, Scriptura spune aici câteva lucruri. 1. Apostolii au dreptul să ducă cu ei câte o femeie care să le fie nevastă. Și noi ne gândim, dar ce înseamnă asta să ducă cu ei câte o femeie care să le fie nevastă? Dar versetul continuă, după virgulă, și spune așa, cum făcea Petru, Petru era căsătorit și și-a luat soția cu el. Ei, care e teorema ce poate fi demonstrată? Petru și-a dus soția cu el, corolarul care este? Adică, ce putem înțelege de aici plecând de la teorema demonstrată? Că Petru și-a luat nevasta și ceilalți apostoli și-au luat nevestele. Adică, toți cei căsătoriți care mergeau în misiune și-au luat nevestele cu ei, pentru că imaginați-vă că nu era ușor. Trebuia cineva să slujească de niște în legătură cu unele aspecte ale vieții de care femeile erau mai pricepute și mai disponibile. Ele rămâneau acasă, la gazdă, acolo unde găzduiau și se îngrijeau cu celelalte femei de hrană, de haine, de toate celelalte lucruri pe care să le pregătească. În timp ce bărbații se expuneau în locurile publice să predice, poate erau închiși, poate erau bătuți, poate nu se întorceau noaptea acasă, poate mergeau într-un oraș învecinat să predice și se întorceau. Exact cam cum se întâmplă și astăzi. Bărbații se ocupă cu lucrurile în afara casei, femeile se ocupă cu lucrurile în interiorul casei. Am făcut această notă doar trecând prin faptul că soția lui Petru a fost o persoană implicată în misiune. Revenind la textul și subiectul nostru, în care se vorbește despre faptul că soacra lui Petru a fost vindecată în timp ce era bolnavă, vreau să desprindem pentru noi, pentru că prezentarea este scurtă. În două versete Biblia prezintă această situație. Domnul a mers în casa lui Petru, care era de fapt casa socrilor lui, și acolo a găsit-o pe soacra lui bolnavă de friguri. Domnul s-a atins de ea și a vindecat-o. Asta e minunea. Am citit-o, facem rugăciunea de închiere și plecăm acasă. Dar lucrul acesta puteam să-l citim acasă, fără să mai venim la biserică. La biserică se dezvoltă interpretându-se, tălmăcindu-se, aplicându-se ceea ce citim în Biblie. Care este interpretarea? Care este aplicarea? 1. Acolo unde lucrează Dumnezeu, lucrează și diavolul. Și asta este primul gând pe care îl putem lua ca o aplicație practică la minunea prezentată de Domnul în casa lui Petru cu soacra acestuia. Observați, Petru e unul dintre cei mai activi și cei mai proeminenți dintre cei 12 ucenici. El este cel mai bun predicator, după cum Pavel, este cel mai bun scriitor și teolog. Petru este unul dintre membrii grupului intim al Domnului Iisus. Aduceți-vă aminte că era Petru, Iacov și Ioan. Petru era acolo prezent. Mai mult de atât. Petru este implicat în mod activ, de cele mai multe ori e în prim plan în minunile Domnului, în dialogul cu Domnul, ori de câte ori Domnul vorbește cu cineva din grupul de ucenici, de obicei cu el vorbește. Dacă se face o minune, dacă cineva merge pe apă, Petru e mereu prezent acolo. Înțelegem că el era un fel de
lider al grupului celor 12. În ciuda acestor lucruri, în ciuda privilegiului lui de a sta lângă Domnul Iisus, diavolul lucrează chiar în casa lui. Ce ne învață pe noi asta? Încercați cu băgare de seamă să cântăriți ce vă spun. Noi venim din estul Europei, acolo am fost educați. În estul Europei există o anumită mentalitate religioasă dată de Biserica Răsăriteană. În această mentalitate a Bisericii Răsăritene există două aspecte. Primul, meritele umane prin neprihănire, lucru pe care Scriptura nu-l confirmă. Noi nu avem merite, meritul nostru e mergem în iad. Și pedeapsa pe care Dumnezeu o dă oamenilor ca o expresie a păcatului. În felul acesta s-a dezvoltat o cultură. Când un om ajunge în necaz, înseamnă că l-a bătut Dumnezeu. Biserica Răsăriteană, cu tradițiile și cultura ei, a instalat această mentalitate pe care noi, chiar dacă suntem evanghelici, am împrumutat-o din cultura românească. Și chiar și în bisericile evanghelice există această tendință dăunătoare și nebiblică. Dacă în casa unui om se întâmplă un necaz, o boală, imediat ne gândim așa, dar ce-o fi făcut? Exact ce a făcut Petru. Asta a făcut și omul cu pricina. Petru ce a făcut? În casa celui mai bun apostol, soacră să fie prinsă de friguri? Frigurile, să știți că e una dintre bolile care au și conotație spirituală și eu nu vreau să-l dezvolt ideea asta, dar vreau doar să vă spun următorul lucru. Unde este prezent Dumnezeu, apare și diavolul. Unde este darul de învățătură, apare și învățătura contrafăcută. Unde e darul de prorocie, apare și prorocia contrafăcută. Unde e Dumnezeu, apare și Dumnezeu contrafăcut cu D mic, adică diavolul care încearcă mereu să-l copieze, imitându-l pe Dumnezeu ca un imitator, să nu spun altfel. Ei, el a intrat în casa celui mai bun apostol și a trântit la pământ pe mama soției lui, pe soacră sa. Uneori se întâmplă în casele noastre. Soția e bolnavă. Și imediat prejudecata apare în mintea noastră. Ce-o fi făcut familia cu tare? Sau un copil, sau tatăl lui, sau el însuși. Noi trebuie să gândim biblic, nu tradițional. Noi trebuie să gândim pe un fond sufletesc al iubirii și al curăției de inimă, nu pe un fond sufletesc al prejudecăților și al resentimentelor. Fiecare dintre noi avem o anumită puritate a minții și a inimii, a cugetului, care de altfel va da naștere la o anumită răsplătire pe care Domnul ne-o va da, după cum va fi puritatea inimii. De aceea suntem chemați să avem o judecată sănătoasă și o judecată biblică. Observați, frați și surori, pentru că în casa lui Petru se întâmplă această nenorocire, intră Domnul, mântuiește, face minuni, dar intră și diavolul și încearcă să întristeze, să compromită, să pună un semn de întrebare și lucrul acesta uneori, când într-un fel, când în altul, vine și la mine și la dumneavoastră. Vine și la primul ucenic, Petru, vine și la ultimul ucenic. Necazul ne vizitează pe toți, într-un fel sau în altul. Cu toții ajungem pe la spital, cu toții mergem pe la farmacie, cu toții suntem uneori cu o mână sau cu un picior îndurerați sau poate cu un alt organ intern. Viața este o înșiruire și o împletire ciudată și specifică, unică, de la individ la individ, de la familie la familie. Primul gând, unde lucrează Domnul, lucrează și diavolul. Al doilea gând, unde este un copil al lui Dumnezeu, bolnavul și nemântuitul este privilegiat. Unde este un copil al lui Dumnezeu, într-o familie unde e un om credincios, restul membrilor familiei nepocăiți sunt totuși privilegiați în situațiile de boală, pentru că cineva mijlocește pentru ei. Cine mijlocește pentru membrul unei familii unde nu e nimeni credincios? Cine postește? Cine cheamă pe Domnul? Cine spune, Doamne, înnoiește-ți bunătatea? Cine stă în post de dimineață până seara, bătând la ușa îndurării lui Dumnezeu,
ca să vină izbăvirea. Cine se roagă pentru un copil care părăsește moralitatea dată de educația părinților în copilărie și apucă pe drumuri greșite, ieșind de sub autoritatea lui tati și mami și expunându-i la rușine și disperare? Cine se roagă dacă în familie nimeni nu cunoaște pe Domnul și taina rugăciunii apostului și a nădejdii din mila lui Dumnezeu, care restaurează, care vindecă și care iartă? Când e un copil al Domnului în criză, el spune așa: Dumnezeu meu se va lupta pentru mine. Și oricât de mare va fi necazul, oricât de grea va fi boala și suferința, oricât de departe îți va fi cel care s-a rătăcit, știi că Domnul poate să ajungă până acolo. Mâna lui îl ajunge și îl aduce înapoi. Unde este un om credincios, acolo este un altar și o legătură cu cerul. Și Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau în altul, va onora rugăciunea aceea, mijlocirea aceea, focul acela. Pentru că el nu poate să se dezică de copilul lui în ziua necazului. Dacă unul dintre copiii noștri ne-ar da telefon și ar spune: tati sau mami, vino urgent, noi am întrebat de ce, și el ar spune: ca să facem o plimbare în parc, noi imediat judecăm următorul proces. Nu e așa de important să merg să mă plimb cu el în parc astăzi. N-am timp. Și îi spunem: fiule, azi nu pot. Ne putem permite să-l refuzăm, că e o chestiune neurgentă, neimportantă. Dar dacă spune: tati și mami, am făcut un accident, vino repede aici că sunt la cutarea intersecție. Păi oriunde ai fi, spui: domnule, oprește-te o jumătate de oră că mi-e copilul în pericol, și fugi la el, e între viață și moarte copilul. Ei, noi nu-i spunem lui Dumnezeu: tată, vino la noi pentru că avem un lucru pe care îl mai putem amâna 5 ani. Noi spunem altceva: Doamne, copilul meu, nevasta mea, soțul meu, tatăl meu, mama mea, este într-o situație vecină cu moartea. Dacă nu vii, s-a terminat. Dacă nu mă ajuți, altă soluție nu există. Unde este un copil al lui Dumnezeu, toată familia are privilegiul mijlocirii celui credincios. Are privilegiul postirii celui credincios. Asta nu înseamnă că întotdeauna Dumnezeu face după cum se roagă cel credincios, dar înseamnă că întotdeauna face Dumnezeu într-un fel, cum crede El, potrivit voii și științei Lui, mai dinainte cunoscute și fixată. Ce mare privilegiu este să stai lângă cineva, în anturajul cuiva, în mijlocul unei familii, unde este cel puțin un om care este legat de cer prin rugăciunea lui, prin mijlocirea lui și prin relația lui specială, personală cu Domnul Iisus. Spun uneori oamenii lui Dumnezeu într-un mod măreț această expresie: tu spui că nu există Dumnezeu, tocmai m-am întâlnit cu El, tocmai am vorbit cu El. Aceasta este experiența noastră zilnică. De câte ori astăzi în ziua Apostolului nu ne-am aplecat noi genunchii? Sau poate n-am avut posibilitatea să ne aplecăm pe genunchi? Sau poate nici măcar să ne concentrăm cum ne concentrăm în timpul în care avem oportunitatea să ne rugăm așa. Dar, poate făcând o activitate fizică în inima noastră, în duhul nostru, nevăzut de ceilalți, ne-am conectat cu cerul și am mijlocit pentru cineva care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Unde este un copil al lui Dumnezeu, membrii familiei lui, în ceea ce privește iertarea și vindecarea, au privilegii. Mi-am notat câteva argumente pe care nu am timp să le prezint, pentru că vreau să mai spun două gânduri, o concluzie și să încheiem în următoarele 4-5 minute. Gândul al treilea: unde intră Mântuitorul, se întâmplă schimbări miraculoase, se petrec schimbări supranaturale, inexplicabile. Unde intră Mântuitorul, se schimbă lucrurile. Ce înseamnă asta? Observați că Domnul Iisus intră în această casă. O vede pe femeia asta în situația ei și imediat Domnul Iisus are o singură reacție care se repetă mereu și mereu: din milă. Nu i-a cântărit meritele, nu i-a cântărit gravitatea bolii,
nu i-a luat analizele, nu i-a stabilit diagnosticul. A reacționat dumnezeiește. A văzut-o în necaz și a vindecat-o. Uitați ce metodă a folosit, că metodele sunt diverse. Acțiunea întotdeauna e aceeași, în sensul de consecință a ceea ce face Domnul. Vindecă, dar metodele sunt diverse. În textul pe care l-am citit sunt multe vindecări. Una explicată, celelalte doar prezentate general. Minunea vindecării soacrei lui Petru se face prin atingerea mâinii. Domnul n-a spus niciun cuvânt. Nu vi se pare ciudat? Ce ar fi să mă chemați pe mine sau pe un alt pastor al bisericii să facem ungere cu un de lemn pentru unul dintre cei bolnavi din casa dumneavoastră? Și noi să venim, să atingem pe mână, nu spunem niciun cuvânt și plecăm acasă. Ce ați zice? A zice așa, păi la noi, la Pentecostal, nu se face așa. Așa zice. Observați cum a făcut Domnul. Domnul a atins-o pe femeia aia pe mână. Așa spune Biblia, nimic mai mult. Când a atins-o pe mână, femeia s-a vindecat. Ce vreau să subliniez este că metodele pe care Duhul călăuzește pe cei ce le practică, uneori sunt diferite, nu sunt chiar bătute în cuie. Aici nu mai e corolar, adică 1 plus 1 fac 2, în consecință 2 plus 2 fac 4. Observați că minunea pe care Domnul o face apoi cu numărul mare de oameni vindecați pe care nu-l mai spune, nu-l menționează, nu mai e prin atingere, ci este prin vorbire. Pe soacra lui Petru a atins-o pe mână, s-a vindecat. Pe ceilalți care au venit, mulți, nu i-am atins pe mână, ci doar a vorbit cu gura, fii vindecat. Sau prin credința ta fii vindecat, nu spune cum, dar oricum a vorbit ceva și așa au fost vindecați. Înțelegem de aici diversitatea metodelor în călăuzirea dată de Duhul. Nu fiți mecanici, fiți sfinți și călăuziți de Domnul. Acesta e imperativul, indiferent la ce nivel lucrăm pentru Domnul, la un nivel mic în casa noastră, sau un nivel mare, public în adunarea lui Dumnezeu, sau în lucrările mai mari. Dumnezeu pe fiecare ne-a chemat la o anumită intensitate. Încă un lucru pe care vreau să-l menționez repede, este că atingerea pe care Domnul a făcut-o soacrei lui Petru a fost decentă. Ea era femeie și Domnul a atins-o pe mână. A fost o atingere decentă. Noi avem tot felul de situații în care ne rugăm și bărbații sunt ordinați în denominația noastră, nu femeile. Dacă există stăruință, lucrătorii uneori merg la anumite persoane de colo până colo și îi încurajează în rugăciune. Ba chiar dacă au călăuzire, îi ating încurajându-i, rugându-se pentru ei. Observați unde Domnul Iisus a atins-o. Nu spune că a ținut-o de, nu spune că și-a pus mâna pe, ci spune doar că a atins-o. Ce înseamnă atingere? Înseamnă o simplă atingere fizică de o clipă. Atingere înseamnă atât, nu așa. Asta nu mai e atingere, asta e lipire. Domnul a atins-o pe mână. Este un gest decent al Domnului. Atunci când bărbații, fiind lucrători ordinați, se roagă în anumite împrejurări, pentru bărbați, pentru femei, pentru tineri, pentru bătrâni, să aibă grijă că atingerea, deși e prezentă deseori în Biblie, trebuie să fie una decentă, să nu fie suspicioasă, să nu inhibe pe femeia care este atinsă pentru că prea mult stăruiește cu mâna, pentru că prea o atinge în anumite zone ale corpului care nu sunt așa de înțelepte și rugăciunea e un lucru foarte delicat. Lucrarea Duhului este o lucrare foarte gingașă și dacă se face cu neînțelepciune, dacă se face în grabă, dacă se face fără discernământ, fără băgare de seamă, poate crea o inhibare în inima unei femei, în inima unei tinere, în inima unei alte persoane, pentru că se simte puțin abuzată. Domnul și în felul ăsta ne este un exemplu ca să învățăm și să fim niște lucrători care ne desăvârșim slujirea și care avem băgare de seamă. Vrem să fim perfecți, nu suntem, uneori nu avem călăuzirea bună, uneori suntem neatenți, alteori nu suntem suficient de instruiți, dar suntem chemați să ne desăvârșim slujirea. Pavel vorbește despre desăvârșirea slujirii când afirmă, eu îmi slăvesc slujba. Când spune că își slăvește slujba, înseamnă că își onorează chemarea prin slujirea pe care o face cu băgare de seamă, cu performanță,
cu eficiență, nu doar așa, lasă că mă va călăuzi pe... O fi cumva. Lucrările lui Dumnezeu nu sunt cumva. Închei. Unde se face o lucrare, se strâng oamenii. Vine o mulțime de oameni, Domnul spune cuvinte de vindecare, ei se vindecă și concluzia este următoarea. Domnul a luat asupra Lui bolile noastre, păcatele noastre și ne spune Scriptura în 1 Petru 5:7, îngrijorările noastre. Cine nu este îngrijorat în această seară? Cine nu se teme că probabil aici unde îl doare în partea dreaptă sau stângă de vreo 2-3 săptămâni, s-ar putea să fie un cancer? N-ai vrea să te gândești, dar ai mai auzit pe altul că înainte să aibă cancer așa l-a durut. Poate te doare la ceafă sau poate că te doare într-o altă zonă și te gândești la un accident vascular. Așa suntem noi oamenii, lucrăm prin asociere. Dacă cunoaștem pe cineva care a avut înainte de o boală terminală stilul ăsta de durere, de percepția asta, simptomele astea, noi asociem. Sau cine nu are pe cineva în familie care nu-i chiar pe mijlocul căii, ci s-a apropiat de bordură, a ajuns pe zona aia unde pe expres sunt dungile alea de avertizare pentru cei care adorm. Și se aude zgomotul roților și el nu-l aude. Dar tu ca mamă, ca tată, l-auzi și zici, Doamne, ăsta se prăpădește, 20 de ani l-am ținut, Doamne! 1 Petru 5:7, îngrijorările noastre sunt la picioarele Lui, sunt lângă cruce în fața Lui și din mila care l-a determinat să o atingă pe femeia aia și să o vindece, din aceeași milă, se va opri și în dreptul meu. Și îmi va șterge lacrimile și îmi va spune așa, tu ești copilul meu, eu sunt tatăl tău. Credința pe care o ai în mine, de-abia astăzi, în ziua necazului, are valoare. Tu ești protejat de mila lui Dumnezeu. Garda de îngeri te va proteja. Te voi lăsa expus doar cât va fi nevoie, ca să-ți dau o lecție și să te corectez. Dar să știi că nu te părăsesc. Când se va termina ora de 50 de minute de matematică, să știi că va suna clopoțelul și va fi pauză și vei ieși liniștit și vei spune, s-a terminat. Întărește-te și îmbărbătează-te, că Dumnezeu se luptă pentru copiii Lui. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului cu speranța că ne va vindeca și ne va atinge și pe noi și pe cei dragi ai noștri. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!